Bună și bine ați revenit la un nou videoclip în bucătăria mea. Vă voi prezenta astăzi o rețetă de cornulețe delicioase, cornulețe cu nucă, de ți se topesc în gură. Nu avem nevoie de prea multe ingrediente, doar câteva, dar să fie de calitate. Am aici 170 grame unt, l-am scos și l-am lăsat la temperatura camerei, 340 grame făină, am cernut-o mai înainte, 130 ml smântână lichidă, dacă nu aveți, puteți folosi lapte. Un gălbenuș de ou, bineînțeles am aici nucă, 100 și ceva de grame, o să o macin și o să pun câteva linguri de zahăr în ea și mai am nevoie de zahăr vanilat și puțin praf de copt. Să vedeți cât de ușor se fac aceste cornulețe și o să vă surprindeți, prietenii, într-un mod plăcut. Peste unt o să pun făina. Încep să frământ. Uitați cum trebuie să iasă ca nisipul. Pun și puțină sare, cam o linguriță așa rasă. Un zahăr vanilat. Praf de copt. Cam un sfert de linguriță, cam așa, un gălbenuș și smântână. Începem să frământăm. Ia uitați cum trebuie să arate aluatul, moale. Las puțin în castron și o să mă ocup de nucă să o macin. Peste nuca măcinată o să pun 2-3 linguri de zahăr. Și aici un zahăr vanilat și amestec. Pun puțină făină pe masă. Scot aici coca. Și o să o tai în patru. Întind cu sucitorul prima biluță
Nu, că pe fiecare triunghi în parte. Încep să rulez. Puteți spune dulceață sau rahat sau ce vă place. Poate nu vă place nuca, dar mă îndoiesc. Așa. Le întorc așa puțin și le pun deoparte. Așa procedez cu toate. Le pun pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, le pun așa frumos, unul lângă altul. Dacă vreți să vă iasă mai multe, atunci dublați cantitatea și o să vă iasă. Mie o să-mi iasă cam 30 de bucăți. Pentru mine sunt suficiente. Le dau la cuptorul încins la 170 de grade pentru 30-35 de minute sau până devin ușor aurii deasupra. Le-am scos din cuptor. Uitați cum arată. Le dau prin zahăr pudră. Și le pun pe farfurie. Le puteți băga așa și într-o pungă cu zahăr. Și le faceți așa. Și ies mai repede. Rup unul să vedem cum au ieșit înăuntru. Sunt fragede, uitați! Aceasta a fost rețeta mea de cornulețe fragede. Vă doresc poftă bună! Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să dați un like, să apăsați clopoțelul și să vă abonați în Bucătăria lui Madi. Pupici!